Slăvit să fie Domnul! Aș dori să cânt și eu o cântare. Înainte de cântare aș vrea să adaug două cuvinte. Cum spunea fratele la sfârșit că nu-i place că s-a întristat, vă spun sincer că așa nu-mi place mie, că suntem ostași și pe lângă faptul că suntem ostași, duminica, poate câteodată sau de mai multe ori, nu suntem prezenți la adunare. Și atunci, nu știu dacă este bine să lipsim duminica de la adunare. După ce că ne strângem o singură dată pe săptămână, mai și lipsim și uitați cât de frumos este astăzi aici. Dacă duminica trecută ne-am bucurat aici, astăzi a rânduit Dumnezeu ca tot aici să ne bucurăm și parcă și într-un număr mai mare. Și s-a cântat o cântare mai devreme înainte de Sunt copil al lui Hristos. Aproape că n-am cântat deloc, pentru că simțeam așa că plutesc foarte frumos. Și să dea Dumnezeu să ne țină așa într-o stare de har și de pace și de binecuvântare, de binecuvântare, și să ne dea putere să trăim așa după cum El dorește. Slăvit să fie Domnul! Aș dori să cânt cântarea cu numărul 305, Cât ai tu mai mult ca alții, sfânt și veșnic, mire. Cât ai tu mai mult ca alții, sfânt și veșnic mire, cât mai scumpă decât toate, rămâne lângă tine.
întreagă. Frumusețea ta, Iisuse, n-avea semănare, ci le-ar fi să poată spune că de drag meșteoare, care cântec, care lacrim pot ascunde. Oh.